Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Presa a aflat că recent Comisia Europeană a trimis guvernului de la București un document prin care cere modificarea radicală a actualului proiect de lege privind pensiile speciale. Oficialii de la Bruxelles arată că proiectul ar face doar economii foarte limitate și nu rezolvă principiul echității, în sensul în care statul român este, din acest punct de vedere, mumă pentru unii, ciumă pentru alții, dintre proprii săi cetățeni. Bugetul pentru pensiile speciale reprezintă acum o cheltuială anuală de circa 0,8% din produsul intern brut, calculează C4 Media. Ele sunt o sursă de inechitate socială, pentru că nu respectă principiul general al contributivității. Iar publicația Curs de Guvernare observă că, anul trecut, pensiile speciale au consumat jumătate din subvenția totală de la bugetul de stat către bugetele de pensii. Dacă nu va face reforma pensiilor speciale, România va pierde o parte din banii europeni din PNRR. Analistul economic Bogdan Glăvan este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Mai întâi să ne lămurim, domnule profesor, despre ce sume vorbim aici când spunem 0,8% din PIB? Aproximativ 10-12 miliarde de lei sunt cheltuite în prezent pentru aceste pensii speciale. Dar problema mare nu este asta contabilă, sau nu ar trebui să privim chestiunea strict din perspectivă contabilă, deși, într-adevăr, se ridică problema sustenabilității. Însă problema asta este valabilă și pentru restul pensiilor din sistemul public, din păcate. Da. Problema cea mai mare este cea de echitate, pentru că, indiferent cum comparăm, dacă ne comparăm noi între noi, românii, adică medici, ingineri, șoferi, ce suntem, profesori, cu cei din poliție, pompieri, servicii secrete și așa mai departe, vedem că există o discriminare uriașă. În privința pensiilor. Că vorbim de vârsta de pensionare, da. Că vorbim de calculul valorii pensiei, da? În lucruri complet diferite. De asemenea, dacă comparăm pensiile speciale românești cu pensiile speciale ale altora, din alte state, de exemplu, pensiile militarilor din America, vedem de asemenea că noi suntem mai pretențioși și mai ne permitem acest lux pe care americanii nu și-l permit. Dar părerea noastră care ar trebui să existe pensii diferite pentru anumite categorii, motivația oficială și apelul la principii este că pentru anumite categorii profesionale, militari, magistrați, membrii ai serviciilor secrete, societatea le oferă această recompensă cerându-le în schimb lucruri pe care nu le cer angajaților obișnuiți. Adică nu ceri angajatului de la, nu știu, covrigăria din colț, ci îi ceri unui militar, și anume să-și pună în pericol viața pentru binele comun. Sau celui de la serviciile secrete, care să trăiască într-un anumit regim de confidențialitate. Aici este următoarea problemă. Din păcate, de la Revoluție încoace, deci din anii 90 încoace, guvernele au folosit sistemul de pensii și pensia, de fapt, ca bombonică pentru a rezolva problema asta de care spuneți dumneavoastră. Adică pentru a-i ține pe oameni în diverse sectoare de activitate, da? Sau pentru a-i disponibiliza atunci când au avut nevoie să facă reforme. Ce vreau să spun? Vreau să spun că le-au promis pensii în loc să le promită salarii. Sau atunci când n-au putut să le dea salarii, le-au promis pensii. Și unde a dus chestia asta? De fapt, guvernul a rostogolit problema în timp. Pentru că, neavând bani și neputând să susțină în fața societății, transparent, uitați, domnilor, cât ne costă justiția, uitați cât ne costă armata, uitați cât ne costă pompierii, neputând să facă lucrul ăsta, a zis, lăsați că vă plătim noi pensii peste 10, 20, 25 de ani. Că atunci, oricum, nu mai suntem noi la putere și nu putem da socoteală. Și în felul ăsta, cheltuiala cu pensiile în România a crescut și va crește formidabil și acest lucru nu poate să continue și pur și simplu pentru că nu are cine să le plătească. În câțiva ani vor începe să iasă la pensie cei din generațiile masive din anii 68, 67, 68, 69 ale secolului trecut, așa numiți decreței. Și, în mod evident, problema este în creștere rapidă și, cum spuneți dumneavoastră, guvernele le rostogolesc. Cât timp credeți că mai pot să rostogolească problema asta? Care devine, pe an ce trece... Din